Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. În seara asta România joacă împotriva Kosovo, un meci important din preliminarii, după un egal 1-1 cu Israel, un egal norocos, în care România n-a prea jucat mare lucru. România încearcă să câștige în seara asta împotriva unei naționale dificile, mai dificile decât Israel, spune Edi Ordănescu. Poate că nu e un alibi pe care și-l caută, sperăm că nu e un alibi pe care și-l caută selecționerul. Cert e că e un meci foarte delicat pentru România, care de unde se aștepta la lucruri mari înainte de această dublă, iată că începe să aibă dificultăți în preliminarii. Lucrurile păreau că vor merge totuși în zona asta după cele 87 de minute din Elveția, după meciul din Kosovo, în care naționala n-a jucat mai nimic, însă a plecat cu un punct de acolo. Iată că n-a prea jucat nimic nici cu Israel și a plecat cu un punct. Să vedem ce se întâmplă diseară. O să discutăm despre echipa națională și despre perspective și despre Liga 1, pentru că în weekend se întoarce Liga 1. În dimineața asta stăm de vorbă cu unul dintre acționarii de la Rapid, Victor Angelescu, prezent în studioul GSP Live. O să vorbim și despre Rapid și despre atacantul pe care îl transferă Rapid în locul lui Dugan Zici, plecat în țările arabe. Bună dimineața! Bună. Ce faci, stimate domn? La mulți ani pentru săptămâna trecută, ți-am zis și când ne-am întâlnit la bază. Da. Câți ani? 39. Mulți ani. De cum e viața la 39? La fel ca la 38. Ultimul înainte de 40. Ultimul înainte de 40, da. Că așa înțeleg, că ultima. Da, da. Deci ca la 30 și. Pot să zic că am 30 și. 30 și, da. 30 ceva. La 39 de ani, ai dus Rapid în Liga 1. Ți-am citit declarația. Domnule, partea importantă pe care am făcut-o eu a fost să duc Rapid în Liga 1. Da, asta am reușit. Acum sperăm să reușim și mai multe de atâta, dar... Păi înțeleg că e ca și rezolvat. Spune Marian Iancu săptămâna trecută în emisiune, fan al Rapidului, fost finanțator al Timișoarei, că lucrurile sunt ca și rezolvate, că Rapid n-are cum să nu câștige ceva, pentru că e cu toată lumea. Că asta, singur împotriva lor, a dispărut. Acum Rapid e cu toată lumea, asta spune Marian Iancu, cumva acid, caustic, și că voi sunteți și cu Federația, și cu Liga, și cu arbitrii, și cu toată lumea. Da. Uh-huh. Dacă noi luăm declarațiile lui Marian Iancu, atunci e clar. Da, e bine că există oameni... Da, nu. Există foarte mulți oameni care au avut experiență în fotbal și care acum nu-i mai bagă nimeni în seamă decât pe la emisiuni. Așa. Nu văd cum ar putea să știe Marian Iancu dacă e cineva cu cineva sau ce se întâmplă. El așa spune, că sunteți și în comitetul executiv... Păi steaua e în comitetul executiv de vreo 10 ani, Săraci, și nu câștigă campionatul. E banii argăzare acolo etern și n-au câștigat Săraci un campionat. Da, dar el spune acum și că sunteți cu arbitrii, că aveți un arbitraj potrivnic la 10 bune, adică cam asta e raportul, scara 1 la 10. Nu cred că trebuie să vedem realitatea, nu cred că a fost așa și nici nu cred că e așa. Și că, încă o chestie a zis, că ați fost făcuți de becali sclav și n-ați avut nicio poziție. Adică clubul ar fi trebuit să iasă mai vocal, să fie mai dur într-o poziție. Și că voi ați preferat să stați liniștiți și să nu ieși și să nu vă bateți, adică să nu antagonizați pe nimeni, mai bine așa să nu antagonizați pe nimeni. Dar nu cred că, vezi, tot timpul trebuie să existe ceva ascuns, am făcut-o ca să avem, un câștig. Mi se pare o reacție normală. De ce ar fi trebuit să reacționăm la o asemenea declarație? Aveți și voi lecțiile voastre de anormalitate, totuși. Avem, dar eu vorbesc de conducere acum. Da. De ce ar fi trebuit să iasă conducerea, să intre într-un conflict cu Gigi Becali, pentru că a făcut niște declarații pe care noi oricum am ieșit, am spus că sunt, cred că și Daniel Nicolae și Dan, am ieșit, am spus că nu sunt niște reacții normale, nu e normal să vorbești în felul ăsta, mai mult de atât ce să facem, să jignim și noi înapoi, nu mi se pare normal. Da. Să intri într-un conflict, care era conflictul, de fapt, că nu văd conflictul. Au fost niște declarații de genul cum dă domnul Becali. Acum, dacă la fiecare declarație a domnului Becali stăm să reacționăm, să intrăm într-un conflict, nu știu, nu e genul nostru și nu ne se pare normal că trebuie să facem asta. Și nici nu prea văd exact de ce ar trebui să o facem. Dar domnul Iancu sunt convins, că e convins de pe vremea lui să făcea altfel. El e mai... El a spus, da. Eu făceam circul ăsta cu un scop, adică să câștige un avantaj. Da, nu, mi se pare că trebuie să trecem de circ. Ce a fost, a fost, da. Să fie altfel. El spunea atunci însă că pe vremea lui, dacă ar fi intrat în sistem și ar fi cotizat, exact așa a spus și a povestit, ar fi câștigat titluri. Așa nu, n-a reușit. Deci, cumva, extragi că ar trebui să cotizezi undeva ca să câștigi ceva. Da. Eu cred că, repet, nu cred că mai e cazul, nici nu știu dacă a fost, că dacă ar fi intrat și dacă ar fi cotizat. Domnul Iancu
cred că a făcut multe lucruri, că de-aia a ajuns pe unde a ajuns. Așa dar că nu eu cred fotbal, că dacă putea, înțeleg. Adică în fotbal nu e condamnarea. Dacă putea domnul Iancu să cotizeze, nu știu ce, nu l-aș crede că n-ar fi făcut-o. Că... Aha, ok. Cred că ar fi făcut-o așa, la cum îl văd eu așa. Nu-l cunosc, dar okay. Nu e chiar cel mai... Hai să vorbim concret. Asta era doar așa o chestie. Da. Câștigați că aveți un viitor luminos în față, vi se prevede un viitor luminos. Atacantul de azi, de mâine, de când vine, că ați rămas cu un singur atacant, Bergodi a zis avem nevoie neapărat de un atacant, ce faceți? Aducem pe Amadus, adică aducem pe cineva, sper că... Pe cineva... Nu știu că nu-mi place să declar, probabil că deja știți, sau mare bănuiți, nu știu, aducem pe cineva care e liber de contract și care să semneze. Român sau străin? Nu, străin, român. Are vreo experiență sau e unul dintre străinii, adică e un jucător notabil, nu știu cine e. Noi ne-am uitat și echipa de scouting. Nu o să-ți numele, că știu și... că nu, adică da. E clar că e o surpriză pentru fani. Când? Astăzi va fi prezentat? Cred că astăzi, da. Îl prezentați oficial. Ok. Dar dacă poți să spui două, trei lucruri despre el... Fără are un CV foarte interesant, a jucat la echipe importante, are o vârstă importante bună. Din... Importante din Turcia, din Grecia. Okay. Adică el are un CV bun. Ne-am uitat la el cât am putut să vedem când a jucat. Mi se pare un atacant foarte interesant. Normal că orice atacant sau ca orice jucător pe care putem să-l găsim în momentul de față liber de contract, are... câteva luni în care n-am mai jucat. Întrebare, de ce e liber de contract? Adică tot timpul există un mic dubiu la jucători. Din ce am înțeles noi, a fost într-un conflict cu vechiul club, pe faptul că nu a fost plătit. A făcut un litigiu cu clubul, clubul nu l-a mai băgat să joace și asta a fost problema. Nu este accidentat, n-a avut accidentări. Deci nu e accidentat. Da. Dar normal că va trebui un timp să se pună pe picioare. Adică eu zic că adică ultimul meci o lună e ceva... jucat când? În primăvară. Sincer să spun, în momentul ăsta nu știu, dar are câteva luni de când nu am mai jucat, pentru că și că a fost în conflict cu clubul. Ok. Deci are probabil 4-5 luni. E un jucător care marchează? Dacă l-am luat atacant, nu-i spune să marcheze. Știu, dar mai sunt jucători care fac spații. Da. Da, nu dau goluri, dar fac spații. Adică... Nu, repet, e un jucător în care noi, care ne place. Deci ne-am uitat și ne place destul de mult, dar normal că trebuie să ajungă la o formă fizică optimă. Ok. Și sperăm noi acum și, mă rog, îmi pare rău că nu am reușit să prindem toată pauza. Așa. Mai sunt câteva etape, știu că va mai fi o pauză în octombrie pentru echipa națională. Eu sper că după pauza din octombrie să fie pus pe picioare să poată să joace așa cum ne dorim. Am o întrebare. Tu răspunzi sau nu răspunzi? Faci ce vrei, da? Acum mi-a trimis cineva un mesaj. Numele lui este Kevin Sony. Aș ști că nu pot să spun numele. Ok, bun. Stai să văd dacă are 25. Da, 25 de ani. Are a jucat și în Turcia și în Grecia, de se potrivește. Da, se fix. Poate. Asta nu spun, nu, dar nu știu că nu-mi place să okay, nu, mi se pare. Ok, am înțeles. Bun, da. Deci cu atacantul ăsta, care va intra în formă un pic mai încolo, Rahmani tot greu pică pe el în momentul ăsta. El era adus ca backup pentru Dugan, zici, dintr-o dată... Da, nu, noi nu l-am adus backup, că nu plăteam 600.000 pentru un backup. Nu. Noi aveam foarte mare încredere în Rahmani, negociam de foarte mult timp, ne-l doream de mult timp, a fost de un ghetter. De unde a apărut? De unde ideea Rahmani? Cum? Nu, prima oară l-am văzut când am jucat cu CFR, mi s-a părut interesant, după care l-am tot urmărit. Și, așa cum am spus, cum știți voi, e și goalgetter în campionatul din Kosovo, a fost și convocat înainte să luăm noi la echipa națională. Da. Era un atacant tânăr și care mi se părea foarte interesant. În această perioadă a fost una din opțiunile noastre. Am început negocierile cu clubul și l-am transferat. Dar ne uitam deja, observasem de când a jucat cu CFR. Ok. Cum și CFR l-a observat că au jucat direct și la pe Krasniki. Am observat 2-3 jucători acolo care ne plăceau. Și interesant e că nu s-a mișcat nimeni mai repede să-l ia. De ce oare? Adică totuși mă gândesc că mai sunt cluburi care l-au văzut, care l-au... Sau... Știi cum e, nu mai să vezi, noi am fost destul de concreți, am negociat de la început, am oferit anumite sume, am vorbit cu jucătorul, l-am convins de proiect. Nu știu, se întreba, nu știu cine a mai fost, cine l-a mai dorit, dar se pare că noi l-am dorit cel mai mult. Cel mai mult. 600.000 de euro? Da. 600.000 de euro. Asta înseamnă că jucătorul ar trebui totuși să aibă o... Cum se cheamă?
o marjă de creștere bună ca să poată să aducă un profit în viitor. Eu cred că la cum a început arată bine, că arată a ieșit bine, tânăr, da, și a dat și 4 goluri. Că e peste nivelul ligii întâi sau că în momentul ăsta arată ca un atacant de... Nu, eu nu cred că se pune problema să ne recuperăm acești bani, dar nu, să nu ne recuperăm la cum credem noi că arată. În primul rând l-am adus să ne ajute, pentru că aveam doar un atacant, chiar dacă Marco a fost golgheterul campionatului și a jucat foarte bine și la acest început de sezon. Noi, după ce a plecat Kevin Lucas, nu avem decât un atacant. Da. Și, repet, noi nu am transferat. S-ar putea să fie jucat cu doi, să-l fi forțat pe Bergeri dacă rămâneau mai mult ca sigur. Ar fi trebuit, în anumite momente, deja și cu doi atacanți. Da. Pentru că nu știu cum ar fi putut să-l scoată după ce a jucat, a dat 4 goluri într-o repriză jumate. În același timp, Dugan zice golgheterul campionatului și acum... Asta era o problemă mare. Și înainte, da, asta e, jucat cu doi. Deci nu cred că știi cum. Când ești un jucător bun și arăți, n-ai cum să nu joci. Dacă m-aș lua după o gură rea din jurul clubului, ați început să faceți și transferuri bune. Că până acum ați făcut numai transferuri rele. Da, nu știu care sunt alea rele. Păi uite, stai puțin. Ciobanu e un transfer care încă nu confirmă. Dar tot timpul cred că ceea ce e normal, ziariștii normal se uită pe astea, v-ați axat mult pe transferurile care nu le-am reușit. Și, într-adevăr, unele sunt nereușite. Sunt destul de multe. Totuși, gândește-te că sunt multe și din prisma faptului că noi suntem, exceptând că a început acum campionatul, 2 ani de zile am fost noi promovați. În fiecare an a trebuit să schimbăm masiv lotul. Am promovat, am dat mulți jucători de la Liga a doua afară, am adus foarte mulți jucători. În momentul în care aduci 10 jucători la o echipă, nu știu cine să fii să-ți duci. Bani, asta e, că la voi mai e o presiune. Să știi că e prima oară când am adus cu bani, într-adevăr, dar e, putem să spunem, sezonul ăsta chiar am investit sume mari. Cred că am investit cel mai mult dintre toate echipele. Să spui că am investit cu bani 100.000 de euro, da, într-adevăr am dat 100.000 de euro pe un jucător, dar sincer nu mi se pare la ce buget avem noi că, nu știu, un transfer de 100.000 de euro poate care nu a reușit, e un transfer ratat. Okay. Am putea să spunem, nu știu, la Rahmani, da, la care am plătit o sumă consistentă, că dacă nu ar arăta sau dacă nu arăta, m-ați da banii degeaba pe el. Dar totuși, în primul an, cred că am adus mulți jucători liberi de contract, pentru că trebuia să trecem de la nivelul ligii a doua la nivelul ligii întâi. Da? Cred că am făcut unul sau două transfere pe bani și pe destul de puțin. Sezonul trecut am investit mai mult în transferuri, dar la fel au venit, cred că jumătate din cei care au venit au fost jucători pe care i-am luat liberi de contract. Okay. Sezonul ăsta am investit mai mult și cred că s-a văzut în fiecare an, am avut un rezultat, cel puțin din punct de vedere fotbal, am arătat din ce în ce mai bine. Iar când schimbi radical, când vrei să ajungi de la nou promovată la te bate la titlu și transferi mulți jucători, nu mai cine nimerește toate transferurile. Că nu ne nimerește nici Barcelona, nici Manchester City. Totuși, Ștefan, cât 200 de mii? Nu, Ștefan a fost mai puțin. Da? Da, a fost, cred că, sub 100 de mii. Ok, Costache 100 de mii, nu? Parcă? Costache pe 100 de mii, se fac 300 de mii. 300 de mii și l-am luat pe Dugan, zici, cu 200 și l-am vândut pe... E un profit. Mult mai mulți bani. Da. Deci ne-a recuperat cam toate transferurile. Adică, plus sunt mulți jucători care joacă în momentul de față și care cred că sunt foarte buni. Funcho e un transfer de anul trecut și a fost cel mai bun în ultima și în play-off. El de când a venit și în play-off a început să crească. În play-off a dat, cred că, 3-4 goluri, a dat și pase de gol. Cum e povestea lui? De unde până unde? I-a dus din în transfer pe care am dat 50.000 de euro și acum e... Poate cel mai mult jucător al nostru, dacă nu e cel mai bun. Ok, și dacă pe nimeni n-a zis că e un transfer reușit. Da, toată lumea a zis, așa este, n-a zis nimeni. Și Funcho e un transfer că e cel și mai rapid jucător bine, din Liga 1. De la sine înțeles că joacă bine. Da, și un transfer pe care noi am plătit, repet, cred că 50.000 de euro. Cine l-a văzut primul? Departamentul de scouting, că Funcho ne l-a propus. Noi avem un departament de scouting care vine cu... Îl avem. Știi de ce, știi de ce râd? Stai că îți povestesc, stai așa un pic. Fii atent, că e ca o, asta e o anecdotă. Cred că era când în primăvară sau în iarnă, cred, nu mai știu, vorbesc cu o prietenă, o amică de foarte multă vreme. Ce faci, ce faci? Uite, sunt prin Columbia, prin junglă, mă plim, nu știu ce zic. Zice, m-am întâlnit cu cineva de la Rapid. Eu zic, cum? Păi zice, cu cineva de la Rapid. Păi zic, cum? Că se joacă, e campionat. Eram, cred că în play-off, când era play-off, în ianuarie, februarie. Și zice, da, zice, e un băiat care lucrează la Rapid, zice că face scouting. Dar era în junglă, într-o pensiune, adică nu făcea scouting acolo, cred că. Poate a fost în vacanță, nu știu cine știe, dar era în vacanță, da. Nu cumva era, să te uiți să vezi dacă nu cumva era în acte, era în, nu. Într-o chiar își face, l-avem pe Daniel Sandu, care chiar își face treaba foarte bine. Ok. Și... E cel care era prin Columbia?
Nu știu să-ți spun, habar, am o să-l întreb. Unul din ei era sigur. Dar unul din ei, da. Dar și avea poze, avea poze din colo. Da, da, a fost, are, au voie să meargă și în vacanță, noi ținem tot timpul să muncească. Okay. Dar nu, la noi, noi am declarat, am fost tot timpul transparenți, cred că știi, și, de, și când, eram, când am venit prima oară în Liga 1 sau în Liga 2, noi avem pe Daniel și departamentul de scouting, avem mai mulți colaboratori, da. Ei vin cu foarte multe propuneri. Nu știu, am primit și câte, în momentul care e vară, 50 de propuneri, câte 4-5 jucători pe fiecare poziție. Serios? Eu și cu Daniel Nicolae ne uităm. În condițiile în care suntem amândoi de acord și și scouterul, dacă l-a trimis, crede că ar avea potențial să joace la Rapid, mergem și vorbim și cu antrenorul. În condițiile în care și antrenorul este de acord și antrenorul zice, am nevoie pe poziția asta, arătăm ce opțiune am avea pe acea poziție, alegem împreună și transferăm jucătorul. Deci la noi nu există, nu o să poată, degeaba am văzut foarte mulți care, care nu poate să spună nimeni că un jucător a fost transferat de o persoană sau... A fost acuzat de mania că... Nu, dar nu neapărat, eu nu știu. De exemplu, hai să vă dau un exemplu. S-a vorbit foarte mult despre acei jucători pe care i-a adus Motu. Nu? De la Under 21. Da. Nu i-a adus Adi. Adică nu că nu i-a adus Adi. Adi și i-a dorit, i-am vrut toți. N-a venit Adi la noi și a zis, băi, eu îl vreau pe Costache și eu cu Daniel Nicolae eram... Da, nu e bun Costache, dar hai că ți-l luăm, că-l vrei tu. Da. Nu, am vorbit cu toți, a zis, uite, eu îl cunosc, ne ajută, noi îl știam, ne-am uitat, mai ales că e jucător român, adică noi era, îl știm din campionatul român. Și noi ne-am zis, da, și nouă ne place, cred că poate să ne ajute. Și toți trei ne-am pus de acolo și ne-am adus și pe Ciobanu și pe Costache, adică ar fi unfair din partea mea să zic că pe Ciobanu, Costache și Florin Ștefan i-a adus Mutu, pentru că a fost la Under 21, deci toată lumea zice asta. De fapt, i-am adus toți. Nu există un jucător pe care să-l fi vrut dorit antrenorul și să nu fi dorit conducerea. Sau invers. Okay. Nici Adi nu poate să vină vreodată să zică că nu și l-a dorit, nu știu, pe Funșo. Pentru că chiar dacă a venit propunerea de la noi, el a fost, s-a uitat la jucător, a fost de acord, a zis că ne ajută, sau alt jucător, nu știu, Lucasa. Care să zicem că poate nu a demonstrat atât de mult, ca să nu dau un exemplu de un jucător bun. Nu, tot timpul asta am făcut cu toți antrenorii, chiar dacă a fost, nu știu, Miță Iosif, Adi Mutu sau acum Cristiano Bergodi, la fel. Ne spune ce poziție are nevoie, căutăm, îi propunem, ne uităm mai întâi noi ca să știm dacă e un jucător care și nouă ni se pare ok, după care îi propunem două, trei variante, se uită pe ele, ne spune ce crede. Uite, pentru rolul ăsta ești contestat. Că cumva ai o funcție neoficială de director sportiv, cumva, în club. Nu, nu e adevărat. Nu? Nu avem director sportiv, nu. Dar mie mi se pare, voi credeți că în afară nu se uită? Poate mie mi se pare în România utopic, se uită. Nu, în toate țările se uită. Oricine, oriunde. John Henry de la Liverpool se uită? Nu, ok, hai să excludem câteva echipe care sunt deținute de fonduri, sunt listate la bursă, acolo nu cred că sau foarte, că investițiile sunt făcute strict din punct de vedere a face niște bani, am investit 600 de milioane și vând peste 3 ani pe 3 miliarde, e o afacere ca la bursă. În rest, unde e un business mai mic? Crezi că Florentino Perez nu se uită, e pus de 100 de milioane de ani? După, la Cheremul lui. Crezi că transferă Zidane? Sau transferă Zidane? Da, nu, el îi aducea că voia el pe respectivii jucători. Da, e adevărat. Ca să dau un exemplu. Da. Normal că, încă o dată, e normal să mă uit. Îl întrebăm inclusiv când mai avem jucători, mai întreabă domnul Șucu pe cine ajunge, de pe X cum e, așa. Îl arătăm, se uită. Da, se uită. Păi de ce să nu se uite? Da, ce, dați clipuri scurte, probabil. Noi îi spunem, uite, da, păi nu, zâma că nu stăm, nu-i trimitem, da, să-i punem vreun, dar îi zicem, uite, jucătorul ăsta e așa, e normal să, e normal să vorbești. Dar nu e, n-a fost niciodată decizia la mine doar sau la altcineva. Okay. Mie mi se pare normal să mă uit, că doar, vezi că ți-aduc un jucător, bine, mi-aduci tu pe cine vrei. Nu mi se pare normal, nu am negat-o, nu văd de ce aș nega-o, nu văd nici măcar o problemă. Problema e dacă aș veni și spune, nu mai trebuie să vreau jucătorul ăsta. Și antrenorul spune, dar nu, nu e bun pentru noi, avem acolo. Sau Nico îmi zice, bă, nu, e ok. Și eu zic, nu, îl vreau eu, îmi place mie. L-am luat mea. Dar uite, din toată povestea asta și o singură linie, o singură chestie mai rămâne. Contestatarul tău, Manea, spune așa, tripleta asta de transferuri, adică tu, Nico și antrenor, pe care tocmai ai confirmat-o cumva, că tu cu Nico te uiți, după aia și antrenorul trebuie să fie de acord. Din tripleta asta, atunci când lucrurile nu ar ieși în regulă, Nicolae e înjurat, antrenorul e înjurat, tu ești curat, că nimeni nu te înjură pe tine.
Păi, asta nu știu, în primul rând ar trebui să înjure nimeni pe nimeni. Corect, dar în Giurești, da, de acord cu tine. Doi, nu cred că e ceva ce aș putea să fac. Vrei să le zic să mă înjure? Sau cum? Că nu știu exact. Să le spui și eu sunt... Păi, dar asta spun. Eu mi-am făcut datoria. Eu cred că de la început se știe și am spus cum se fac transferurile. Deci să spui și pe mine, vă rog, și pe mine, că și eu am fost. Nu știu, repet, nu cred că e normal. În primul rând nu e normal să înjure. Absolut deloc nu e normal, așa e. Și bine, pe antrenor nu prea l-am înjurat, cred că nu s-a întâmplat nici pe Mutu, nici pe Bergodi. Da, nu. Nu. Dar, pe Bergodi, dacă mai era un rezultat rău, cred că urma ceva și cu Bergodi. Da, eu vreau să zic că nu știu, nici pe Miță, adică cred că chiar suporterii... Miță era dintre ei, n-avea cum să... Pe Miță n-avea cum să înjure. N-ai de știi cum e dintre ei, dar vreau să zic că ei s-au comportat, hai să le dăm când se comportă ok, măcar cu antrenorii, ok, cu Nico... Nu mi se pare normal ce s-a întâmplat. A fost un moment groaznic ăla cu Nicolae. Adică s-a auzit. Nu e normal. Duduia efectiv televizorul. S-a auzit în orice sufragerie din țara asta. S-a auzit clar, în clar ce... Nu e normal. Cred că știu și ei. A existat o anumită frustrare. Așa și-au manifestat ei frustrarea. Dar, repet, acum ne uităm care e mai înjurat sau care e mai înjurat. Nu ascund nimic. Am spus cum se fac... Repet, de fiecare dată văd că în momentul în care e un transfer greșit se zice că l-am făcut eu. Și când e un transfer reușit, toată lumea zice că l-am făcut scouting-ul. Deci e și reversul, da? Că nu cred că, ok, poate nu m-am jurat, dar nu cred că am primit eu vreodată credit pentru transfer. În general trebuie, dar nu. N-a zis nimeni, nu știu, că l-am adus pe Dugăntii sau... Nu, că nu l-am adus, l-a adus aceeași echipă, ca să zic. Ok. Cum a fost presiunea asta din perioada aducerii lui Bergodi, o criză provocată de plecarea lui Mutu, în primul rând, cum a fost chestia asta? Adică am auzit și voci critice, domnule, un club serios se asigură că antrenorul nu-i pleacă cu o săptămână înainte de începutul sezonului. Știu, Daniel a declarat, cu Daniel Pancu sunt chiar foarte, foarte bun prieten, am vrut de foarte multe ori cu el. Într-o oarecare măsură sunt de acord, dar nu a ținut de noi. Adică noi ne-am asigurat că Adi are o clauză de reziliere, da? Ok, care s-a activat sau nu până la urmă? Pe care am negociat-o, pentru că am văzut că își dorește. În primul rând, el și-a dorit foarte, foarte mult să plece. Să ne asigurăm... Dar de ce și-a dorit atât de mult să plece? Pentru că, sincer, a fost o diferență, a fost o diferență salarială mare, foarte mare. Și atunci, noi ne-am asigurat, noi am vrut să lucrăm cu Adi, am auzit foarte multe voci, cum că cumva ne-a convenit, că nu. Noi, încă o dată, nu transferam, nu vorbeam cu Adi. Ați văzut că schimbase sistemul, nu lăsam să se întâmple asta dacă nu știam că el va pleca. Dacă e o chestie cu care am și vorbit cu el, pe care aș putea, mică, pe care să-i o reproșez, este că ar fi trebuit cumva, poate, să știm sau să fie alt timing. Ca să știm dinainte, pentru că tocmai noi am fost luați prin surprindere că o săptămână înainte se jucase alt sistem, el schimbase sistemul, e greu să joci din 4 fundași în 3 fundași. Se făcuseră transferurile de o anumită manieră împreună cu el. Toți jucătorii veniți până atunci la fel. Erau vorbiți cu Adi Mutu. În schimb, omenește, știu care este oferta, știu cât câștigă, ne-a arătat. Normal că a negociat clauza, pentru că era o diferență foarte mare. Foarte mare de salariu. Mare. Nu știu, de 4-5 ori mai mult. Ok. Da, și atunci nu știu dacă e normal, cum să fie un antrenor. Ați lăsat, la jumătate ați lăsat clauza? Da. Am lăsat chiar 50% din clauză. 50% din clauză. Da. Okay. Și am negociat, am lăsat jumătate din clauză. În urmă, nu suma e de bani importantă, noi am avut acea clauză, doar că, sincer să vă spun, nu l-am ținut, nu pentru că, tocmai, eu cred că am fost serioși, nu că n-am fost neserioși, pentru că l-am văzut că își dorește foarte mult să se ducă. Nu știu dacă e ok să țin un antrenor care are un obiectiv, titlu sau locul 1-3, în condiții în care îl vezi că dorește să plece. Acolo, la mai bine, înțeleg de ce vrea să facă asta. Dacă îi refuzam asta, rămânea frustrat. Nu știu dacă e mai era cu capul atât de mult la ceea ce trebuie să facem noi la Rapid. Chiar dacă pe perioadă scurtă știam că o să avem o problemă mare, adică mai erau 4-5 zile până la primul meci și trebuia să a venit Bergodi, care știam că nu o să joace un sistem cu 3 fundași, a trebuit să revenim și știam că probabil că vom avea probleme pe începutul de campionat, măcar începutul de campionat, după cum am observat, revenit, au trecut, oricum e început, sunt abia 8 etape, adică aveam timp să ne revenim, era mai rău dacă, nu știu, eram cu 5 etape înainte de play-off ar fi venit altcineva. Dar nu am dorit să plece Adi, deci o spun și acum, pe Bergodi l-am pus pentru că a plecat. Noi eram deciși să continuăm tot sezonul cu Adi. A plecat Mutu, a apărut presiunea fanilor. Îl vrem pe Șumudică.
o presiune pe care voi ați gestionat-o cumva diferit. Mă uitam dimineață peste analiza declarațiilor. Analiză, e mult spus, dar peste declarațiile tale, Nicolae, Șucu. Șucu e foarte diplomat, tu ești destul de ferm, invocând declarațiile trecute ale lui Șumudică. Nicolae, mă rog, a avut la un moment dat chiar și o ieșire. Da. Ok. Cum a fost asta, perioada asta? Cum a fost pentru voi? Pentru că, să știți că când, a fost o când o Ungarie vrea ceva, de obicei în România se întâmplă. Mm. Sau s-a întâmplat. Sau, mă rog, e mai greu să nu se întâmple. Nu știu cum să zic. Unul ca să iau cu presiunea. Nu cred că a fost. Pe noi nu a fost o presiune atât de mare, pentru că decizia o luasem dinainte. Adică am avut, imediat cum a plecat Adi, am stat, am vorbit, da? Și ne-am decis care este prima opțiune. Bergodi. Bergodi. Deci asta să zicem că a fost ușor presiune. Cu Șucu. Și cu Nico, și cu Daniel Nicolae, normal. Okay. În primul rând, okay, el decide. Chiar aici, președintele decide, să zicem așa, are drept de veto față, da, de adică de dacă voi doi, tu cu Dan Șucu, spuneți ceva și președinte... Nu, sincer, la antrenor, tot timpul Daniel Nicolae, doar că am fost pe aceeași lungime de undă. Ok. Dar deci dacă ați fi spus și Șumudică și el nu-l voia, Șumudică nu venea. Eu, sincer, am și vorbit. Cred că primul, mai ales în momentul în care avem un președinte de club, el trebuie să-și asume anumite, okay, lucruri, da? Nu poți, okay, să fii președinte și să-i impun eu și cu Dan în antrenor. Okay. Normal că putem să ne dăm cu părerea. Dar cel puțin aici, mie mi se pare că președintele trebuie să aibă o coeziune cu antrenorul, okay, să facă o echipă, mm-hmm, să își, mm-hmm, decidă pe cine pune. Este, cred că, principalul scop pe care poate să-l facă președintele, nu? Bun. Controlezi mai ușor antrenorul decât tu ca președinte, nu știu, să ai o relație cu 30 de jucători pe care oricum ar trebui să o aibă în principal antrenorul, nu tu. Ok. Deci a fost opțiunea și prima propunere pe care și Nico a spus-o, și Dan, și eu, toți am fost de acord că este un momentul, în acel moment, mai ales pentru că era liber de contract, este cea mai bună opțiune pentru noi. Ne plăcea cum juca Sepsi, a mai antrenat Rapidul, ne place stilul lui de om, de... Da. De la fotbal care la poate crește și jucătorii tineri sau, exact, poate avea o influență mare asupra. Poate să aibă, știm că face un grup foarte bun, okay. Daniel Nicolae îl cunoștea foarte bine pentru că a lucrat, da, cu Săpunarul, cunoștea foarte bine, deci așa am luat decizia. Iar presiune pe decizie nu a fost presiune, în rest mie nu mi se pare neapărat o presiune, știu că e normal ca voi să spuneți că a fost și a existat, okay, a existat această cerere sau presiune, dar e normal ca publicul să-și facă... Acum nu putem de la... Stai așa un pic, a picat bateria de la voliera ta, da? Stai așa un pic, o rezolvăm imediat. Și discutăm și despre poveștile astea. Ia să vedem. S-au descărcat. Încărcătură mare la Rapid, să faceți cu circuit, cred că la baterie. Au venit suporterii. Și Mudică, ne sabotează și Mudică. Dar oricum, cred că e un lucru bun, mă rog, așa, ca o... Acum, ca un cancan mic, e un lucru bun că el a plecat și și-a găsit un contract și nu mai planează deasupra Giuleștiului la cel mai mic rezultat, adică, iar da? Ar fi început. Da, e ok. Da. Nu știu să zic. Nu. Oricum a fost. Sunt convins că și-a dorit foarte mult. Deci, încă o dată, sunt convins că și-a dorit foarte mult. Noi nu suntem într-un conflict. Eu cred că cum au fost... toată dezvoltă, dacă aș putea să spun, nu e ok cum s-a pus presiunea din partea noi, nu neapărat din partea galeriei. Este normal galeria să-și exprime opțiune. Okay. Suporterii în general. Da. Acum noi vorbim de galerie, toți suporterii au opțiune. Se știe, okay, că nu la fotbal, la politică și la fotbal toată lumea merge cu părerea, da? Da. Poate să aibă și ziariști opțiune cine ar fi. Ați văzut foarte mulți oameni care au zis, era bun Șumudică pentru Rapid, era perfect alții. Înțeleg că au fost ziariști care l-au sunat pe Bergodi să-i spună să nu vină că trebuie, da, să vină Șumudică. Nu știu, au fost, da, care au spus, nu e bine să nu vină Șumudică, că o să... adică fiecare, okay, are opțiune și trebuie să le respectăm. Iar suporterii Rapidului nu aveam o problemă că și-au exprimat opțiunea și au, okay, spus, noi îl vrem pe. Da. Doar că nu de fiecare dată suntem pe aceeași lungime de undă cu ei. S-ar putea, în alte cazuri, să fim pe aceeași lungime de undă. În momentul ăsta, deja decisesem și noi credeam că este mult mai bun pentru noi în acest moment Bergodi. Bergodi. După aia, repet, presiunea a fost... pentru că Marius și-a dorit foarte mult, da, a declarat public acest lucru, ceea ce nu e neapărat o problemă, și a zis că vrea să vină, că vine acum, adică... Nu poți să faci asta, din punctul meu de vedere, ca antrenor, ar trebui, ok, poți să spui, sunt liber de contract, îmi doresc să vin. Da. Dar până aici, după aia să încerci, pentru că presiunea, din punctul meu de vedere, a pus-o mult mai mult Marius și Mudică decât suporterii. Ok. A alimentat-o mult mai mult. Și nu înțeleg de ce, pentru că nu, cred că poate Marius și Mudică credea ce ai spus tu, că încă galeriile pun antrenori. Ok. Și atunci s-a gândit că ok, poate dacă fac această presiune mă va pune, dar în niciun caz, din punctul meu de vedere, e mai rău. A înrăutățit situația decât a ajutat-o. Ok.
El spunând la un moment dat, gata, nu mai sunt rapidist, mă duc oriunde. E, nu, astea sunt niște declarații după de genul Marius, noi știm că e inimos. 4-0 cu, era în tribună, da, și cânta. Da, dar asta e genul lui Marius, nu pot să, adică aici chiar da, aș face un comentariu, pentru că sunt convins că e rapidist. Da? Eu mă auzi că e dinamovist, din copilărie. Nu, eu sunt convins că are sânge vișiniu, chiar sunt convins că e, am stat de vorbă și se vede că trăiește pentru rapid. Ai stat și de vorbă cu el când? Nu, nici, chiar m-am întâlnit la Meș când am jucat cu Dinamo, da. Niciun resentiment, nimic, nu? Eu n-am niciun resentiment. Că tu l-ai taxat un pic în declarația ta atunci, cu 101 dalmațieni, cu... Păi nu, asta am repet. I-ai invocat-o, i-ai scos-o la... Am scos-o pentru că nu mi se pare normal, repet, vrei să vii la un club. Da. Spui că e, uite, că e bine, dacă vrei înseamnă că e bine, că se fac transferuri, că a ajuns, se bate la titlu, că e sufletul. Da. Dar când vrei să vii, când nu trebuia să vii și e un alt antrenor, avem stilul de a da un pic în ceilalți. Și au fost multe declarații și nu vorbesc din punct de vedere fotbalistic, o analiza unui meci, că a zis Marius că nu știu, m-a jucat prost cu Far, când chiar am jucat prost probabil și ne-au bătut sau știu, alt meci. Da. Dar au fost niște declarații care cred eu că nu sunt nici adevărate, sunt și răutăcioase. Okay. Și atunci, teoretic, nu știu, poate la alte cluburi nu, dar ne uităm și noi să vedem, ținem și noi minte ce declarații dau oamenii. Le țineți minte? Păi, așa ar fi normal, nu? Și peste un an și peste doi o să le țineți minte? Că în fotbalul românesc se uită de obicei declarațiile. Nu știu, te referi tot la Marius sau... Da, nu știu, dacă în viitor e vreo discuție... Da, eu am vorbit, Nu am spus că nu va antrena sau că nu are șanse să antreneze niciodată. Am spus că în acest moment am ales antrenorul. Da. Pe viitor, apar n-am. Normal că poate să vină o grămadă de alți antrenori. Ok. Hai să te întreb de Bergodi. Cum e în momentul ăsta? Înainte de asta vreau să te întreb dacă ați simțit vreun moment când lucrurile nu mergeau, când nu se legau rezultatele, au fost niște momente dificile. Înfrângerea cu Petrolul de acasă, când echipa a jucat binișor, dar a pierdut, când ați simțit totuși presiune. Adică, băi, am făcut alegerea asta, fanii voiau altceva, pierdem. Ce facem? Nu, n-am simțit presiune din cauza fanilor, pentru că au vrut alți antrenori. Sincer vă zic, nu am simțit presiune, am fost extrem de dezamăgit, pentru că chiar stăteam la unul, când am fost la un moment dat, înainte de meci cu Petrolul, cu Nico la teren, la antrenament, chiar zicea și Nico, vorbeam cu toți din staff, voi, cu cei care sunt acolo. Echipa arată mult mai bine decât anul trecut. Noi, practic, jucătorii la care am renunțat, nu erau jucători titulari, nu erau jucători care au confirmat, în afară de acum, să zicem, transferul lui Dugan, zici, care a fost făcut pe sumă, noi am renunțat la jucători care nu demonstraseră sau care nu îi vedeam ca fiind în primul 11. Da. Și am adus jucători, cred eu, și pe sume de bani, și jucători buni. Și arătam la toate antrenamentele și la mine se vedea că jucăm mai bine. Se vedea că suntem o echipă mult mai bună față de anul trecut, dar aveam acele rezultate. Știam că am avut ghinion, pentru că, sincer, am avut un ghinion fantastic în primele etape. Am ratat cu Sepsi la 0-0 în prima repriză, puteam să le dăm 3-4 goluri, ne-am făcut 0-0. Toate golurile până la meciul după Petrolul, cred, au fost niște gafe. Au pierdut fundașul la mijlocul terenului, am luat gol. Am luat gol în secunda 10, a scăpat Horațiu mingea. Au trei autogoluri, cu Petrolul ne-am dat două autogoluri, adică și primul autogol n-avea ce să facă White, adică era pur și simplu, eram, bă, nu se poate, așa, ghinion după ghinion, pentru că nouă ni se pare că jucăm bine, adică nu s-a pus niciodată problema de Bergodi. Noi vedeam că echipa se antrenează foarte bine, că arată mult mai bine, că avem jucători mult mai buni, jocul ne așteptam să nu fie excepțional din primele etape, pentru că era clar că e o schimbare de sistem. Da. Dar totuși ne așteptam să avem logic, rezultate mai bune și eu chiar cred că focusem, adică cu Petrolul, la fel, noi am dominat, dacă ne uităm pe statistici, am avut mai multe ocazii și la 0-1 după primul autogol am avut ocazii. Și cu Botoșani, am avut 1-0, am avut ocazii, la 2-2, dar normal că nu erau rezultatele dorite și eram triști, mai ales după meci cu Petrolul, eu n-am mai văzut un meci în care să pierzi, să domini, să ai ocazii, să-ți dai două autogoluri. Nu știu dacă, n-am văzut, probabil că există și mai multe, n-am văzut un meci care să pierzi cu două autogoluri. Și normal că eram foarte supărați, dar nu pot să iei o decizie după 3-4 etape. Adică noi știam ce poate Cristiano, nu poți să ștergi cu buretele, nu știu ce ar fi trebuit să zicem. Nu știam, toată lumea știe ce face Cristiano Bergodi, ce fel de antrenor e, nu e de un an în România. Că nu avem, poate dacă ducem pe cineva din afară, ziceam, bă, nu cunoșteam pe ăsta, nu e ok. Deci nu, n-am avut niciun resentiment, nu am avut nicio problemă cu Bergodi. E prima dată când lucrez cu el, nu? Adică nu eu personal nu l-am prins, nu. Zi-mi o chestie pe care ai remarcat-o la el și care ți-a plăcut.
Păi, deci, cred că toată lumea vede, este ceva, foarte... O chestie, un detaliu ceva, dacă poți. Sens, mie mi se pare că lucrează foarte bine cu jucătorii. Am văzut că, de exemplu, că stă foarte mult de vorbă cu ei și este un tip, l-ați văzut, e un tip calm, așezat. Da. Mi se pare că e foarte important că este echilibrat, vrem pe cineva echilibrat, cineva care nu face înmormântare când pierdem și nici nuntă, cum se zice, când câștigăm. Mi se pare un antrenor echilibrat din toate punctele de vedere. Istoricul lui arată însă că pe vremuri își dădea demisia la cea mai mică fricțiune cu conducerea. Cred că fiecare are de învățat anumite lucruri, nu? Cred că și Cristiano, una e când... Acum 15 ani și nu altfel degeaba nu, adică fiecare are de învățat. Nu, n-am avut niciun caz fricțiuni cu el, dar nu-l văd genul. Eu chiar îl văd un antrenor care își dorește, care va face tot posibil, ați duci declarațiile lui după înfrângeri. Da. Nu văd. Îmi place foarte mult, în primul rând, deși sună ciudat, să fie echilibrat în momentul de față. Azi e, cred că, cea mai mare calitate pe care poți să ai. Ok. Spune-mi un pic despre Borza, pentru că e un transfer surprinzător. La 17 ani, Hagi decide să se despartă de un talent mare al lui. S-au văzut un jucător ca un talent mare al lui. 800.000 de euro nu e o sumă mică pentru România, dar nici o sumă foarte mare. Adică au fost jucători mai transferați pe bani mai mulți, poate nu fundași. Cum ați reușit să-l... și de ce ați reușit să-l desprindeți de acolo? Pentru că e și o întrebare, de ce i-a dat drumul Hagi, de fapt, în spatele transferului? Cred că știm de ce a dat drumul Hagi. Că cred că e o sumă importantă pentru campionatul nostru. Da, dar în mod normal păstrezi un procent mai mare. Am înțeles că 10% într-un viitor transfer. Ceea ce pare puțin, adică pare că nu are încredere în dezvoltare. O să a fost parte din negocieri. Okay. Noi înțelegem că Gică n-a vrut să păstreze mai mult un procent mai mare. Okay. Dar normal că am negociat. S-a negociat acest transfer și am ajuns la un numitor comun. Te-a surprins că l-ați luat? Nu m-a surprins, pentru că, sincer, trebuie să facem un pic diferență între ce înseamnă, nu neapărat cât de bun sunt, dar un fundaș, prin definiție, mai ieftin decât o aripă sau un atacant, dar eu nu pot să-l compar pe Mazilu cu Borza, chiar dacă pe pozițiile lor poate amândoi erau foarte buni. Da. Pentru un fundaș, 800.000 în România este o sumă foarte mare. Okay. Nu știu câți fundași laterali s-au transferat de aici în străinătate pe sume mari. Eu cred că nu în timpul decenii 1-2. Dar mă rog, pe 2 milioane jumate, din care 1 milion s-a dus într-un nu știu, din ce știu eu, n-a fost... Da. Da. Deci cred că în ultimii 10 ani cine? Poate Benzar la un moment dat, nu? La Lece pe ceva aproape de 2 milioane, 1.800.000, 1.000.000 jumate. Parcă da, dar nu, că n-a fost întâi pe la FCSB și după aia în străinătate? Ba da, l-a luat Lece, la un moment dat cu 1.000.000 și ceva. La Tovlevici... Pe vremuri, da. Pe vremuri, cine? Nu știu un fundaș central peste 1 milion în afară de cei doi. Știu, dar mereu apare întrebarea asta când Hagi dă drumul unui jucător tânăr. Hagi a dat drumul și lui Florinel Coman și lui Tănase. Și lui Ciobanu, despre care Popescu a spus după aia. Este altceva, e alta sumă de transfer. Okay. Ciobanu i-a dat drumul la o vârstă mai mare, cu o sumă de transfer mult mai mică. Nu cred că se poate pune problema de Borza, care a fost unul din cei mai buni jucători ai lui sezonul trecut. Da. Ce s-a trebuit? Nu știu ce. Și atunci seama că nu mai e bun în intersezon. Nu are în creșterea lui. Nu știu, poate că Hagi s-a uitat și a zis, ăsta nu mai crește. Nu, eu cred că noi l-am văzut de la început. Știi când mi-a venit în cap, nu? Întrebarea asta, când l-am văzut greșind la Craiova, cred că la primele două faze, la primele două goluri. Vezi că am jucat cu Farul și a fost cel mai bun jucător. Știu, dar cu Craiova a jucat... A greșit la un gol, a avut un gol la care a făcut o greșeală, da. Ca fundaș și nu poți să nu faci greșeli. Nu mi se pare. Mi se pare că de când a venit a jucat foarte bine. În primul meci a jucat senzațional, după care a jucat constant bine. Adică nu cred că pentru un copil de 17 ani are niște evoluții foarte, foarte bune. Și are loc de creștere enorm. Știu, adică... dar uite, acum o să te întreb ceva. E adevărat că are o clauză de reziliere mică? Nu, am văzut că ați scris niște anumite lucruri. Are o clauză de reziliere, dar nu este mică din punctul nostru de vedere și nu e suma care ai spus-o tu, care crește la fiecare perioadă de transferuri cu încă o sumă. Adică e progres. E progresivă, E mică la început? Mai mică nu la e mică. Început. Adică oricum nu e cea deci pe care ați dat-o voi în ziar. Dar nici 5 milioane nu e. Nu. Mi se pare puțin totuși. O clauză, adică dacă vine un club, poate el face un sezon senzațional anul ăsta, da? Presupunem că face un sezon genial, nu știu, de goluri, de pase de gol, adică ce face un fundaș lateral modern. Da. Și la finalul sezonului vine un club de afară și zice, domnule, noi vrem pe ăsta, 3 milioane, când el poate ar valora 5, să zicem, sau 6, să spunem, nu știu, oferta, ok. Încă o dată, nu a plecat niciun fundaș stânga pe suma asta.
Adică noi, astea sunt răutăți, am văzut și de la oameni neexperimentați, așa, care cred că au experiență, dar de fapt zero experiență în ce înseamnă, așa, transferurile. Nu există fundaș central care să plecat din România pe sumele astea. Bun. Da? Deci că să spui că luăm 5 milioane pe borsa, Doamne ajută, că cred că la un moment dat ajunge clauza și la suma aia, dar este ajunge foarte greu să vinzi, okay, un fundaș lateral, da, cu suma asta. A, nu știu, la fel poate... ca și la un portar, de, da, exemplu. Un portar e mai ieftin, toți portarii sunt mai ieftin, chiar dacă e, okay, dar poate o iau cel mai bun din lume. Picioarele lui Borza sezonul ăsta și face ceva ieșit din comun. Ce, dacă mai face ceva ieșit din comun, nu cred că, nici dacă nu avea clauză, că cineva ar fi oferit 5 milioane pe an. Nu? Nu. La 18 ani? Nu contează, repet, dăm tu un exemplu și atunci... Mie se pare că e o clauză pe care ați acceptat-o pentru ca impresarul să poată să-l vândă mai ieftin, pentru a-și putea lua mai mulți bani la transferul viitor. Nu, am acceptat pentru că în condițiile în care... Adică a fost un compromis pe care l-ați făcut voi cu impresarul, cumva. Nu, nu, să știi că nu, au fost negocieri, e normal să negociești, da, cu jucătorii și cu impresarul, da, dar nu a fost ceva, nu știu, de lungă durată sau nu ne-am decis, pentru că nouă ni se pare clauza respectivă în condițiile în care ea oricum crește de la perioada de transferuri la perioada de transferuri în sus. Nu știu, să vine cineva să dea 3 milioane, 3 milioane jumate pe borza, nu mi se poate sumă mică de tot. Adică, am ajuns, repet, avem niște clienți care tot timpul orice ar face trebuie să mai comenteze. Aveți, da. Da? Păi hai să vorbim atunci de Hagi. Păi noi dacă îl vindem pe borza într-un an cu 3 milioane, cum ai spus tu, da? Da. Noi suntem aia care am făcut o afacere proastă? Nu, am dat 800 de mii, proastă, dar... am luat 3 milioane, okay, și nu știu, dar nu zice nimeni, zice, n-ar fi făcut Hagi o afacere proastă? Când l-a dat nouă cu 800 de mii? Așa. Păi... Hagi, da, face o afacere proastă dacă voi vindeți, păi, cu 3 milioane. Păi da, s-a vorbit doar că am făcut noi o afacere proastă, că am pus o clasă de zile. Prin, cum se cheamă, va fi un lanț de greșeli, cumva, de greșeli. Nu mi se pare niciun lanț de greșeli, repet. Noi l-am luat, în primul rând, pentru că este un jucător care ne ajută foarte mult și vrem să jucăm cu el și joacă la noi și avem încredere în el. Da. Nu. Suntem realiști. Eu cel puțin sunt realist. Nu cred că un fundaj lateral, nu zic că nu se poate, uh-huh, că se poate, da, întâmpla, da, să plece pe o sumă foarte, foarte mare în afară. Noi, okay, abia vindem pe 4-5 milioane jucători, nu știu cu cât a plecat Mazilu, care chiar este un jucător foarte bun. 3 milioane, 3. Parcă, da. Păi, noi ne așteptăm la să plece fundaj lateral în pe 5. În condițiile în care a existat interes pentru 4 milioane și un impresar a sabotat interesul, asta știu de la impresarii lui, a sabotat interesul și dacă ar fi fost 4, și pe 2. Ok, 3, da, 4, nu contează. Da. Da. Ideea este că a plecat, am avut și noi pe Rarișirie la fel, da, care a plecat pe... Nu știu, nu cred că... Adică să ne fi bătut pentru o clauză, spunem o clauză de 5 milioane, doar ca să o punem. Am văzut, sunt mult... mai ales cred că domnul Becali, cred că de acolo sunt clauze de 10-100 de milioane. Da. Acum nu știu dacă nu e genul nostru. De ce să pun o clauză de 10 milioane dacă știu că niciodată nu iau 10 per sau 20? Doar să o pun ca să arăt că am o clauză foarte mare? Poate și o chestie, un statement așa de imagine. Domnule, ăsta e 10 milioane, cine vrea să-l cumpere, ok, nu vii cu 10 milioane, dar nu vii nici cu 3, vii cu 6. Noi credem încă că îi păcălim pe cei din afară, punem 10-15 milioane și ei chiar, okay, cred că valorează atâta. Se uită și ei, că au, cred că, mai multă experiență ca noi. Au, sunt de acord. Și atunci suntem realiști. În condițiile în care ar veni, nu știu, 3-4 milioane pe borsa, cred că ar fi o sumă foarte, foarte bună și cred că ar fi probabil din, nu? E un fundaj lateral care a plecat. Deci 3 milioane 90 activa clauza, ar fi să înțeleg. Cel mai... 3 milioane activează clauza în prima perioadă. Nu, v-am zis, crește... Da, știu, crește... în prima perioadă de transfer cu 3 milioane activezi clauza. În vară, cred că... Da, în vara... Viitoare. Vara viitoare. 3 milioane activezi. Da. Să plece pe suma asta, vă spun, da, și cred că e cel mai scump transfer de fundaj lateral. Poate greșesc, nu știu, dar nu știu dacă mai fost după 90 vreunul. Nu. Și înainte de 90, clar nu. Bun, întrebare. Încă o chestie de imagine pe care am sesizat-o din relatările din media, că nu reușea să deschideți ușa la Hagi cu transferul, conducerea, și că a fost nevoie de intervenția lui Robert Niță să intermedieze discuția. În primul rând, și Dan și eu ne cunoaștem personal cu Gica. Ok. Eu m-am văzut de mai multe ori cu el, îl cunosc personal și când am avut meciuri acolo, de fiecare dată am rămas după meci, l-am salutat, l-am felicitat. Dan se cunoaște cu el, știți, da, că se cunoaște. Am încercat la un moment dat să... Nu. În primul rând, Hagi nu vorbește primul, cel puțin la început, el nu vorbește direct, nu e implicat în transferuri și am vorbit cu cei care se ocupă de acolo, iar la final ne-am văzut direct cu el când am făcut tranzacția. Robert este un om care este apropiat clubului, da, cunoștea pe cei de acolo mult mai bine decât îi cunoșteam noi și atunci am făcut asta prin el. Dar
Nu am făcut-o pentru că, la început, pentru că Gica nu se ocupă direct 100% de transferuri. De când porniseră negocierile pentru Borza? Ne-am avut de la începutul perioadei, dar deci ei au așteptat, asta zic, că te-ai întrebat de ce l-au dat. Probabil că au așteptat să vadă dacă vine o ofertă din afară pentru o sumă mai bună. Mai bună. Și nu a venit acea ofertă și atunci am ajuns, am negociat și am ajuns la o sumă de comun acord. Te mai întreb o chestie legată de bani. Clubul în momentul ăsta e în grafic, e în bugetul proiectat pentru sezonul ăsta, după transferurile astea, după plecarea lui Dugan, zici? Da, da, suntem chiar pe acolo, nu știu, eram la 90 ceva la asta ultima oară când da? Vedeasem. Da, da. Domnul Șucu aici cred că vine și face... Nu, pe parte, noi știți, verde, avem, știți că avem lucrurile împărțite, am declarat și asta. Nu, dar am spus de la început, noi avem între, să zic așa, între patronat lucrurile împărțite. Domnul Șucu se ocupă de partea administrativă și spun că e, nu e bun. Eu am lucrat, știi, într-o multinațională, da, știu foarte bine, este un om de la care aici să înveți, este genial. Povestește-mi un pic, zi-mi ceva, dă-mi un exemplu, cum? Adică... Păi nu știu să-ți dau, că nu e o chestie, ce să zic, pe partea administrativă, nu e nimic funny. Nu e funny, dar... dar adică de ce? Când a venit... Buget tot... Da, cum a fost împărțit clubul, faptul că l-a împărțit pe mai multe, pe mai mulți piloni în care avem încasări, pe partea de marketing, avem acum un om dedicat care se ocupă de tot ce înseamnă sponsor și marketing, partea de stadion, de vânzare de bilete și tot ce înseamnă ziua meciului. Da. Avem acum pe cineva special care se ocupă strict doar de ce înseamnă evenimentul în sine, evenimentul. Okay. Ziua meciului, bilete, tot ce ține de event ziua meciului, manager, nu-s numai, da, event manager, exact, care nu știu ce se vinde în stadion, cum se vinde. Și partea de fan shop care a fost pusă și am dezvoltat-o, ați văzut că mult mai bine. Da. Păi am deschidem sau se deschide al doilea magazin, avem magazinul care a fost deschis la stadion. Tot ce ține de partea de fan shop. Cum se verifică aceste lucruri? Pentru că domnul Șucu e foarte ordonat și chiar e o diferență în afară de... Proiecții, adică toată lumea vorbește de investițiile care le-a făcut domnul Șucu, care sunt oricum foarte mari, dar eu vă spun că o parte foarte importantă pentru Rapid în afară de bani este expertiza dânsului pe ce înseamnă partea administrativă. Disciplina administrativă. Tu nu ești mai boem un pic, nu? Sau... Nu neapărat că sunt mai boemi, sunt mai puțin experimentat. Okay. Adică chiar dacă am lucrat în firme și să nu înțelegem că, că nu știu partea administrativă, dar dânsul chiar o știe senzațional. Adică chiar e foarte bun pe partea asta. Eu mă ocup mai mult de partea sportivă, pe care am vorbit-o până acum, dar partea administrativă este foarte bună. Noi am crescut veniturile de la an la an mult. Deci cred că în primul an am avut venituri de Liga 1, mă refer, de vreo 3 milioane și ceva, al doilea an 5 milioane și ceva. Din ce să înțeleg? 3 milioane venind din ce? Nu, din tot ce înseamnă mai puțin mai partea puțin pe care mai puțin partea pe care noi ca și investitori trebuie să o punem, acel decalaj, da, până la buget. Adică bilete, sponsori și drepturi TV, nu? Și drepturi TV. Tot. 3 milioane în primul an. 3 milioane jumate. Și acum? Asta aproximativ. Al doilea an cred că a fost vreo 5 milioane jumate spre 6. Nu venise încă Dan Șucu. A venit la finalul primului an. Ok, da. Și anul trecut cred că am avut vreo 5 milioane jumate spre 6. Anul ăsta 8. Spre 8. Ok. E cu totul și cu totul altceva. Adică e o creștere și... Așa, îi se datorează echipei în primul rând, că avem într-adevăr niște oameni chiar am... Dar unde mai poate crește? Pentru că, de exemplu, stadionul e mic. Publicitatea e și asta cumva limitată. Partea de marketing aici, de asta zic, mai bine întrebați pe Dan. Partea de marketing sigur poate să crească cu cât ai o notoritate mai mare, cu cât ești un club mai serios. Așa. Sponsorii, mă refer la sponsori, poți să crești sumele. Poți să crești sumele. Nu cred că mai găsești loc unde să mai pui. Dar nu, există o limită în acest moment, asta e clar. Pentru ce înseamnă marketing, stadion, clar. Da. Partea de fanshop poate să crească și de tot ce înseamnă. Ați văzut că avem și, iar a venit cu ideea aceasta și avem foarte multe colaborări cu multe branduri. Ce înseamnă, ați văzut, avem vinul nostru, bere, o marcă de ceasă. Bine, avem multe colaborări. Și în anii 90 și ceva, cluburile Dinamo, Steaua au început să chestia asta. Da. Și de aici asta poate să fie dezvoltată, mai poți să mai crești. Okay. Și normal că, pe lângă asta, și pe partea sportivă, unde aici se ocupă pe Nico, administrația se uită și la voi. Exact, să vedem ce e aici. Exact. Ce rezultat obții? Cu cât obții un rezultat mai bun în campionat, ai mai mulți bani din drepturile TV. Ce facem cu cupele europene? Că dacă ajungi bine în campionat, ajungi și niște tururi de cupele europene, mai poți să mai câștigi de acolo. Da. Dacă ajungi în grupe, deja e o sumă foarte mare. Vânzarea de jucători. Aici o altă cheie. Da? Dacă vinzi niște jucători și poți să ai un anumit profit și anumit încasare din acei jucători. Cum deci e? Suntem destul de bine organizați. În spate la academie ce aveți? Sunt ceva copii buni? Sunt, chiar sunt. Da? Avem foarte mulți copii la... Șucu, în afară de ei, alții.
Pe unul l-am văzut jucând. Da, da, nu e... Decaru. Decaru l-ai văzut jucând? Da, da, l-am văzut jucând. Da. S-a lovit de două ori cu colegii lui, dar a dat și un gol din lovitură liberă. Da. Apreciabil. Apreciabil. Da. Nu joacă bine, să știi, chiar joacă bine, știu că... Da, așa, așa, așa. Da. Joacă bine. Așa, așa, avem, bine, avem la... așa, 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 bine. Avem mulți copii, avem și la loturi, la... avem, cred că, foarte mulți juniori care sunt la loturile naționale. Avem rezultate foarte bune la tot ce înseamnă, cel puțin în acest început de an, liga de tineret. Așa. Tot ce înseamnă elita, under 17, dar under 15. Dar sunt jucători care sunt aproape de... Da, păi unii știți cum a fost. Stan a debutat, portarul Bogdan Ungureanu a debutat și el sezonul trecut și este foarte, foarte bun. Avem Gabi Gheorghe, care și el a debutat cu Adimutul sezonul trecut și sunt mulți jucători, încă vreo 3-4 jucători care fac antrenamente cu prima echipă și care Omar, deja știm că l-am luat, mai sunt. Care încă nu-i pregătit fizic, spune Bergodi. Nu a fost, a început să arate mult mai bine. Da? Chiar stăteam, am vorbit că îl arată mult mai bine fizic după... Ce face? Ce a făcut diferit? Păi nu știu ce făcea la Csíkszereda. Știm ce facem și ce l-a pus să facă Bergodi. Din ce am înțeles, nu făceau foarte mult, cel puțin pe parte de musculatură și fizic, făceau mult mai puțin, dar nu, cred că e treaba mea să discut. Okay. Dar Cristiano și cu statul au făcut un program special și separat pentru el și chiar a început să aibă, să mai pună carne, cum zicem noi pe el. Da. Și să arate mult mai bine din punct de vedere fizic. Poate îl transfera și pe Tavi Popescu ca să-l recuperați, să pune și el un pic de carne, că nu pune astăzi. Dar l-ați avut, l-ați ratat. L-am ratat, asta e. Fii atent. Ai dat o declarație la un moment dat, cred că erați în Liga a doua, am recuperat-o din trecut. Ai recuperat, știu că tu recuperezi toți. Nu, nu chiar tot. Mai scapă și mie lucruri. Da. Ah, stai că acum nu mai merge laptopul, înainte nu mergea netul. E o declarație legată de clauza anti-FCSB pe care o spuneai înainte să promovați. Mai există, mi se, acum cred că pare o jucărie, o joacă pe care, privind retrospectiv, era așa, stai că spun imediat. Nu o să vinem nici în Liga 1, deci atunci când vom avea un punct în contractul de transfer prin care cine acceptă să vină la Rapid nu are voie să se transfere la FCSB nici pe 10 milioane de euro. Știu că, că întâi trebuie să ajungem în Liga 1, dar atunci așa vom face, sunt decis. Păi n-am vândut niciun jucător, să nu? Nu, sincer, nu cred că vom vinde. Chiar nu cred. Nu crezi că veți vinde? Nu, cred că va fi foarte greu. Să vindeți la FCSB? Și invers, da. De la FCSB. Acum deja lucrurile se ascut un pic, se scurse bine. Nu, nici nu. Adică, noi am luat acum doi jucători pentru că au fost lăsați liberi de contract. De la FCSB. Și ați fost criticați pentru asta, dar Wide începe să joace. Wide a jucat foarte bine la început. Sincer, chiar în primele meciuri, și vorbeam că mi se părea că a jucat cel mai bine. A, da? A jucat cel mai bine în toată echipa. Mă refer când am avut acel început greu. Okay. Și chiar ziceam, am adus al jucător, poate pe el am adus gratis. Și chiar, sincer, de când a venit, mi s-a părut că a jucat constant bine. Exact ce aveam nevoie la mijlocul terenului. Ok, acum a dat și gol și pasă de gol. Ăla. El nu prea a jucat postul ăsta. Adică el joacă cumva, nu? Joacă mai degrabă spre închizător decât spre Inter. Da, cred că joacă, mai spre închizător. Cred că joacă și nu prea îl făcea postul ăla. Nu prea, adică... Uite că la noi e altceva. Chiar, în primul rând, alergă. Eu n-am văzut un jucător care să alege atât de mult. Non-stop, alergă non-stop. E și tehnic, acum a început să aibă și reușite, dar și înainte, fără să dea, nu știu, gol sau pasă de gol, a fost foarte util echipei și era un mijlocaș foarte util și noi suntem foarte mulțumiți de transferul lui. Uite, acum stau și mă gândesc cum e viața asta și cum îți întoarce declarațiile. Mă uitam peste o declarație dată de unul din contestatarii tăi, nu-i mai pronunț numele că-l știi, și spunea așa, acum câteva săptămâni, Wide și Crist au fost aduși de Victor Angelescu, vă spun 100%, știu din interior, se află. Brown la fel, logic, tu nu te poți bate la campionat cu doi jucători pe care FCSB i-a dat afară. Ce ești, un magician? Și uite că Wide începe să joace, adică 3 săptămâni mai târziu. Și Brown? Și Brown, și Brown joacă, da, corect, și Brown joacă. Nu am cum, deci încă o dată, Wide joacă foarte bine, a dat gol, chiar este pe o pantă ascendentă. N-am cum să spun că l-am transferat eu, poate și vrea să mă laud. Că n-am cum la niciun jucător să spun, nu înțeleg de ce, dar nu vorbim, că nu pot să vorbesc despre persoana respectivă, oricine ar spune, repetăm asta de vreo 3-4 ani, nu o să repet tot timpul. Așa. Nu transferă niciodată o singură persoană la Rapid. Nu s-a întâmplat asta. Sigur ați fi aflat, apropo că se află, pentru că avem antrenori care nu mai lucrează aici, nu știu, Mița Iosif, a fost la emisiune. Ar fi spus, dacă transferam eu, sau dacă transferam, nu știu, Daniel Nicolae, doar el sau cineva. Nu există, întrebați-i. Mancu. Lucrat totuși cu oameni care au o anumită notoritate. Mutu. Întrebați-i cum se face o transferă, că să vă spun același lucru. Nu avem nimic de ascuns.
Deci nu pot să vin, ar fi nedrept față de colegii mei să vin să spun că eu n-am transferat pe Wainer sau pe Rahmani. Da. Uite ce bun e, uite ce bun sunt eu. Nu e adevărat. Toți l-am transferat și pe aia buni și pe aia care sunt mai puțin buni. Trebuie să ne le asumăm pe ambele. Da, de obicei e mai frumos să pui pe persoană, că ai, știi, dacă e un grup, e greu să spui la situația așa, dacă e unul. O atitatie mare între mă rog, din partea lui spre tine, pe care o văd în fiecare emisiune și mi se pare că nu scade deloc, adică cu cât trece timp pare crește mai mult. Păi dacă n-ar mai fi asta, el n-ar mai avea ce să mai facă, nu? De ce zici asta? Adică n-a plecat de la Rapid. O să-l vândă probabil foarte bine, pe Drăgușin și o să ia foarte mult foarte bani. Bine, dar asta e altceva, nu știu, bănuiesc că nu-i ocupă timpul, mai mult ca sigur Radu joacă foarte bine, s-a transferat. Doamne ajută, e un jucător foarte important pentru echipa națională să se transfere de cât mai multe ori să ajungă cât mai sus. Dar în afară de asta, dacă e atât de priceput, de ce nu-l angajează nimeni? De 3-4 ani când nu e la Rapid. Singurul lucru pe care îl face de 3-4 ani să vină la emisiuni și să dea declarații despre Rapid sau despre mine. Altceva, nu, e același lucru din de acum 3 ani. Da. Dacă ar fi avut altceva de făcut și lucra la vreun club, mă gândesc că ar fi avut alte lucruri pe cap și atunci poate i-ar mai fi scăzut intensitatea. N-are ce, încă o dată, nu vreau să comentez pentru că e cineva pe care eu l-am plătit. A fost angajatul meu. Spune aberați și vorbește, nici n-are rost să le comentez, că sunt, poate să-și dea seama oricine și își dau seama că vede care sunt reacțiile adresa lui, că sunt niște aberați. Pentru mine e un capitol închis, de-aia nu comentez, pentru că e ceva ce s-a întâmplat acum 3 ani. Da. Nu am fost compatibili. Procesul mai merge? Procesul cu el. V-a intentat un proces legat de banii Rareș Ilie, dar și... de Rareș Ilie, da. Se ocupă avocatul nostru, din ce știu eu, nu a început încă. Nu știu dacă a început încă. Uh-huh. Cred că era undeva se plăteau taxele de timp, dar sincer să spun, 100% în momentul ăsta, nu știu pentru că se ocupă avocații direct. Nu am mai declarat, nu e un proces care să ne facem, e o metodă de a încerca să te preseze, să, nu știu, prin presă să faci ceva, că nu. Adică nu e nimic palpabil acolo sau nu e ceva de care ne... Cum e cu contribuția ta la club? A scăzut la 30% acționaria. Da. Și va mai scădea, înțeleg, pentru că Șucu a spus că voi investi eu suplimentar în următorii 3 ani. Dacă noi, eu și cu Dan avem un... Pe lângă că ne înțelegem foarte bine și de când am intrat... Chiar mă bucur că și Daniel, când și eu am luat această decizie și că a venit, pentru că este un mare bine pentru Rapid, că a venit Dan Șucu, okay. Avem o înțelegere foarte clară. În momentul în care noi acum suntem 70-30, în momentul în care facem bugetul și e nevoie de sume de bani și vrem să investim mai mult, pentru că anul ăsta am dorit să investim față de ce ne preconizase mai mult sau e nevoie, condițiile în care nu pot să susțin, n-am nici cea mai mică problemă. Dar vei păstra... Adică te vei strădui să păstrezi ritmul și, nu știu, să păstrezi un procent în club? Da, eu m-am străduit să păstrez ritmul și înainte, numai că trebuie să fiu realist. E o diferență mare de între mine și domnul Șucu la ce înseamnă avere sau cât poate să investească. Nu, știu, nu mi-e rușine să recunosc, n-am luat un ban acasă, tot timpul când am luat, domnul Șucu a venit, a făcut mărire de capital, toți banii s-au dus la Rapid, pentru că asta îmi doresc. Da. Mi-am dorit să aduc clubul aici și să vină cineva care să fie alături, nu contează că e în 70, 80 sau 90%, să văd Rapidul că, nu știu, luăm și un titlu de campionă sau mergem în cupele europene. Da, păstrezi, vei păstra 10%. Nu, eu aș rămâne la Rapid... Și fără acțiuni? Nu, adică aș rămâne la Rapid 100 de ani și cu 1%, 2% nu mă interesează. Adică e 10 și că e 30. Aha, pentru mine e mai puțin important. Iară, un lucru pe care ar trebui să-l înțeleagă și cred că majoritatea îl înțeleg dacă vă declarați noastră, este noi tot timpul am făcut și Dan și eu măriri de capital social. Acești bani au intrat în valoarea clubului. Da, eu nu pierd valoarea clubului. Faptul că am investit până acum, nu știu, 4 milioane și domnul Șucu, 10 sau 12, da. Banii aia îi am în valoarea clubului. Nu contează că aceste 4 milioane sunt 50% cum erau înainte, tot atâta investisem, sau 30% sau că sunt 10%. Okay. Da, tot timpul valoarea clubului și mărirea capital social au crescut. Dar asta înseamnă poți capitaliza asetul ăsta dacă clubul se va vinde, nu? Da. Stai puțin. Da, dacă, sau dacă îl listezi la bursă. Sau dacă ai profit an de an, probabil că poți să-ți iei... Da, îți iei prin dividende, ca la orice firmă, dacă ai face profit. Pe când în fotbalul românesc a existat metoda mult mai rapidă a împrumutului. Da, e o diferență enormă. Știu.
dar acolo era împrumut clubul, pot să scot banii, nu știu, am un deadline, scot banii... Știu, dar asta e o diferență. Asta înseamnă ca valoarea clubului să crească. Noi avem în momentul de față un capital social de, cred că, 50 de milioane de ron, 10 milioane de euro. Da? Ok. Cred că n-are asta niciun club. E vreun club din România care are capitalul ăsta social? Nu. Nu vreau să Okay. Nu verific. Eu n-am auzit, nu știu, asta întreb. Și va mai fi mărit. Când va fi nevoie, da? Atâta cât pot eu și anul ăsta. Am participat la mărit, am participat cu cât pot. Nu mint pe nimeni, am banii pe care pot să-i pun. Okay. Ăștia sunt disponibili, cred că am făcut tot, poate chiar mai mult decât ar fi trebuit, să am investit poate mai mult decât ar fi trebuit să investesc în Rapid. Dar pentru mine și nici pentru Dan nu este o problemă. Adică pentru mine nu ține atât de mult și nu vreau să... Adică nu am un ego să am 30, 50 sau 20. Deci nu e o chestiune de ego. Nu e o chestiune de ego. Mm-hmm. Valoarea acțiunilor mele, și dacă e 10 și dacă e 30%, e aceeași în momentul de față. Dacă decidem împreună cu Dan că vrem să, și va trebui probabil să facem alte investiții sau vrem să mergem la un alt nivel, eu niciodată nu o să mă opun. Okay. Pentru că, în primul rând, îmi doresc să meargă Rapidul foarte bine și nu contează dacă am 10 sau 30%, prefer să mă văd în cupele europene sau să câștig titlul și, repet, e ceva ce... Chiar nu te gândești să faci un cash-out la un moment dat, să-ți iei tu un club, o altă jucărie și să o crești? Nu, în niciun caz nu. În cluburi nu o să mai... N-ai cum să fii la Rapid și să mă investesc în un club. E imposibil. Iar dacă vrem să fac cash-out... Nu mă puteai să investești. E un haos acolo. În schimb, e domnul Nicolescu acolo, un alt amic de ai tăi. Da. Nu pot să spun... Le doresc tot succesul. Cum ai reușit să te antagonizezi cu oamenii ăștia? Și cu Manea și cu Nicolescu? Că tu pari un tip liniștit, așa. Cu Florin, da. Nu știu exact câte lume se înțelege, da, mă rog. Așa. Iar cu Andrei, nu, cred că nu suntem atât de... Adică nu îi pot să... Cred că e un cuvânt dur, cel care l-ai folosit. Da. Am avut un anumit conflict în momentul, se știe. Adică în momentul în care eu mi-am dorit foarte mult să vină Daniel Nicolae, adică nu pot să spun în perioada în care am stat la Rapid că nu m-am înțeles cu el. Poate am avut anumite diferențe de opinie, dar am conlucrat. Da. Doar că, cred eu, repet, el reprezenta celălalt acționar înainte să vină Dan, domnul de la Chia. Da. Nu pot să ajunsesem, aveam 100% din club și dacă am 100% din club, cred că e normal să decid. Și de fapt aici a fost problema. Domnul Nicolescu vrea să fie parte decizională în absolut orice. Ceea ce la început era normal, pentru că am fost doi parteneri. În momentul în care am cumpărat toate acțiunile, nu cred că mai era normal și dânsul n-a înțeles asta. Înțeleg că poate, știu eu, după atâta timp nu i-a convenit, dar nu pot să spun, repet, le doresc tot binele, ne-am judecat, se mai întâmplă, nu am o relație bună cu el, dar nu pot să, adică nici nu am de ce să vorbesc de rău. Ok. Chiar nu am de ce. Le doresc, mai ales cu Ovidiu, de exemplu, am înțeles foarte bine și doresc, chiar cred că va ajunge un antrenor foarte, foarte bun. Asta nu știi, asta, cum am zis, nu știi niciodată, nu? Da, dar le doresc tot binele și eu chiar cred că Dinamo va ajunge unde e locul și va ajunge un club important în următorii ani. Nu contează că e Andrei Nicolescu sau altcineva, e normal și eu îmi doresc asta. Pentru că e normal și ar fi bine pentru campionatul ăsta ca cele mai importante echipe să fie și cele care sunt cele mai puternice și se bat la obiective mărețe. Te întreb în calitate de acționar în fotbalul românesc, cum vezi situația de la Națională? Cum ai văzut primul meci al Naționalei cu Israel? Mă așteptam la mai mult, cred că toată lumea se aștepta la mai mult, asta e clar. Pentru că era, cred, un meci decisiv. Parcă ne-a lipsit un pic, dorința am văzut-o. Da, a fost. Chiar n-am ce să spun, adică am văzut jucătorii că au avut dorință foarte mare. Au avut dorință, parcă ne-a lipsit un pic curajul. Adică mi se pare totuși am dat și gol. Calitatea tehnică a apărut că e o problemă. Adică pasele păreau toate date prea tare, prea încet. Să știi că asta cred că vine și dintr-o dorință foarte mare. Că nu putem să spunem că avem jucători care nu sunt tehnici. Ok, aveau doi jucători într-adevăr care cred eu că individual sunt peste nivelul nostru, dar eu cred că am dat gol, ne-am dat seama că e un rezultat foarte mare și ne-am speriat, ne-am băgat în apărare, am încercat să ținem de acel rezultat. Ceea ce e tipic, poate, românesc. Da, primitiv, a spus presa izraeliană, că am jucat un fotbal de... Nu, n-am jucat bine. Eu sunt un susținător al echipei naționale, dar n-am jucat bine. Da. Adică e un egal norocos. E un egal norocos și nu cred realistic că e diferență chiar atât de mare între aceste două naționale. Deși Israel părea o echipă lucrată, cultivată, lucrată. Asta a fost diferența. Corect, da. Nu știu.
Nu văd eu să fie o diferență atât de mare. Adică, eu cred că, doamne, ăștia, uite, poate cu Kosovo, din ce știu, cred că chiar are jucători mai buni decât Israel. Cotă, vorbim de cotă. Ca și da. Cotă, ca și echipă. Și ar putea să crească dacă Rahmani dă două goluri în 45 de minute. Doamne ferește! Sincer, e singurul meci, singurul meci la care nu-mi doresc să dă gol. Rapid ar fi senzațional, nu? Rahmani două goluri pe final intrat. Nu, nu, nu. Acum vorbim serios. Da, dar nu. Chiar hai să nu glumim, pentru că suntem toți români, doamne ferește. Suntem toți români și da, e jucătorul nostru, îi dorim tot binele, mai puțin la acest meci. Adică, sincer, îmi doresc foarte mult să bată România și chiar nu-mi doresc să dea Rahmani gol la acest meci. Îmi doresc să dea în toate meciurile. Și să dea după aia la națională, să dea împotriva Elveției, să dea împotriva Israelului. Dar nu, îmi doresc foarte mult să câștigăm cu Kosovo și să mergem și noi la un turneu final. Am văzut foarte multe reacții că nu avem de ce să mergem, că nu jucăm. Haideți să mergem la un turneu final, că oricum, și dacă am jucat un pic mai bine, oricum noi nu cred că mergem la un turneu final și o să avem obiectiv să ajungem prin sferturi sau semifinale. Dar măcar să participăm și noi la un turneu, măcar să fim acolo, măcar să sunăm un pic înapoi. Da. Chiar dacă poate mergem acolo și nu știu, nu ieșim din grupe sau facem doar un punct, dar măcar să mergem. Adică eu cred că trebuie să luăm pas cu pas. Nu putem să sărim direct să, nu știu, fim o echipă care are pretenții să iasă din grupe să joace sferturi, da, un euro. Și în final, ultima întrebare, clasica întrebare care poate fi o dinamită pe viitor, ca presiune mă refer, titlul e realist anul ăsta sau nu? Eu vă zic ce cred eu. Ce? Eu am spus că eu îmi doresc să luăm titlul. Îți doresc. Noi avem obiectiv locurile 1-3, da, deci și titlul, dar și 1-3. Da. E clar că în condițiile în care terminăm pe, nu știu, pe 2-3, luăm cupa, mergem în cupele europene, va fi un sezon reușit. Da. Eu personal cred că putem să luăm titlul din acest sezon. Eu cred că avem o echipă foarte bună. Chiar cred că avem o echipă de primele 3, asta e clar. Da. Și cred eu că diferența între primele 3 se va face foarte mult și mental, și cu mulți așterni, și în anumite momente. Pentru că până la urmă ați văzut și sezonul trecut, da, că jega farul meritos. Da. Dar au fost apropo, acolo un meci. Marinescu a zis că ați avut un gentleman agreement. Aia, cumva, am avut un gentleman agreement și ne-au bătut cu 7-2. Că dacă și gentleman agreement... Noi săracii până acum erau echipă pe care nu o bătuseam. Da. Da. Deci noi am reușit, cred că am făcut doar un egal, 1-1 și, sau de două ori am făcut două egaluri cu ei acasă. Da. Da. Ce gentleman agreement, noi nu câștigasem. Da. Toată lumea a spus că am jucat... Pentru... Nu, că am jucat cu, atunci meciul cu FCSB, că am jucat... Dar e normal, lucrurile astea se întâmplă pentru că eu... suporteri, club, tot, e o mult mai mare, nu știu, energie contra FCSB-ului decât contra Farul Constanța, ambele echipe din București. Da. E o tradiție în spate, de-aia joacă și jucătorii altfel. Nu am jucat noi, am zis să joace mai cele, am zis să joace mai bine și mai rău decât, nu are nicio legătură. În niciun caz. Deci, 1-3. Dar un sezon fără trofeu e un sezon nereușit. Nu știu că fără trofeu, repet, poate nu câștigăm cupa, deși vreau să ajungem cât mai sus în cupă și terminăm pe locul 2, e un sezon reușit. Okay. Un sezon fără cupele europene, să nu ne califăm într-o cupă europeană, e un sezon nereușit. Victor Angelescu, mulțumesc mult de tot pentru prezența în dimineața asta. Spor la treabă, toate bune, să ne revedem cu bine. Merci. A fost GSP Live, ne revedem diseară, înainte de meci, în pauză și la final. România-Kosovo, analizăm meciul aici în studio, cu reacții de la stadion. Pe diseară, nu uitați www.gsp.ro pentru tot ce e important în sport. O zi bună, toate bune.